Hey, yo, salut oameni, ce faceți? Bine v-am găsit la un nou video de pe acest canal. Mă, băi și fete, suntem pe un nou server de 5M, mai exact pe Ground România Roleplay și vreau să spun că aveți toate detaliile de acest server în descriere și vreau să vă spun că serverul este destul de interesant din ce am observat eu până acum. Bine, noi acum suntem la zona de spawn, o să vă las pe ecran puțin să vedeți cum este la începutul intrării pe server, adică nu aveți un caracter făcut, dar înainte de toate, mă, băi și fete, vreau să îmi cer mii de scuze pentru că nu am mai postat aproape de 2 săptămâni. E bine, nu știu dacă v-ați uitat la penultimul videoclip, dar am zis de ce nu prea mai pot să postez în perioada aceasta. Faza este că se cam termină școala și acum am avut puțin timp cu greva aceasta. Puteți-mi în comentarii ce părere aveți despre greva. Se află acum în școală cu greva generală, ceva de genul, nu am înțeles eu prea multe, dar cu salariile profesorilor. Scrieți-mi în comentarii să văd și părerea voastră dacă este bună greva sau nu. Deci, mă băi și fete, haideți să vedem cum este acest server de 5M. Odată ce ați intrat pe server, o să vă dea la acest apartament. Și aici vedem noi un tutorial. Apasă pentru a deschide ghidul turistic al orașului. Bine ai venit pasul 1, bine ai venit pe Ground România. Obține un card de identitate de la primărie. Apoi avem și școala auto și pasul 3 ar fi să ne cumpărăm un telefon, să ne schimbăm hainele și să avem și anumite obiective ca rentul. Și avem și joburile. În videoul de astăzi o să facem jobul de pescar pentru că am auzit că este mai interesant. Îmi place mult chestia aceasta cum este Ground. Adică sunt... tutoriale de la joburi, putem să verificăm joburile cum sunt, ia să vedem noi acest tutorial în mare în parte primul cum rând, este. Mergi la magazinul de pescuit din joc și cumpără o undiță potrivită și o momeală. Ok, interesant cum e cu voce. Am înțeles oricum asta, o să vedem puțin mai încolo, dar noi o să facem acum pasul 1, unde o să trebuiască să mergem la primărie pentru a ne face actele, pentru a ne juca. Uite, avem aici un tutorial car, rent car. Ia să vedem noi, apasă pentru a... Pentru a crea o mașină trebuie să vă apărați de aceasta, iar deasupra ei va apare un mesaj acesta. Ok, ia să vedem noi aici, cred că acestea sunt mașinile, da, cu siguranță. Și acum, pentru un minut o să ne ia 30 de dolari, G închirează pentru 100 de dolari. Și am primit cheile, acesta este și inventarul, un inventar foarte interesant. Mă, îmi place cum se controlează și mașinile, adică se vede că este deja un handling foarte, foarte realist. Bă, serverul, vreau să spun că arată super, super clean. Chiar îmi place cum este și cu siguranță sunt o grămadă de chestii pe care o să le aflăm în videoclipurile următoare, dar totul depinde de voi, mă, băi și fete, dacă vă place, să vedem dacă facem acest videoclip pe sus, să like-uri și văd și băieții susțineri de pe Ground. Cu siguranță o să facem mai multe videoclipuri pe acest server, dar sincer, chiar îmi place până acum. O să vedem puțin și meniurile cum sunt, pentru că am văzut din tutorial de acolo că arată destul de interesant serverul și designul acestuia. Așa că hai să mergem noi la primărie să ne facem, să ne completăm de fapt toate pasurile pentru început, pot să-i zic. Ia să ne parcăm noi mașina aceasta aici și să mergem la primărie cât mai rapid. Testați așa puțin că avem pe capa interacțiuni, fură, scoate din mașină, oferă bani. Carry, am văzut aici în dreapta inventar, pe telefon, dar nu avem unul. Ia pe F7 avem facturile, referință, facturi personale. Ok, interesant, probabil dacă avem ceva acasă sau ceva. Avem și butonul de report. Aici este butonul de report care este destul de interesant, adică noi putem cumva să vorbim prin mesaje direct la ticket cu un admin, nu o să trebuiască să vină el la noi, ceea ce este foarte interesant. Uite, avem și animațiile și hai să vedem cum este și shop-ul dacă tot am ajuns aici. Grown shop. Ok, redeem code, introduc codul de tranzacție pentru a primi G-coins. Ai nevoie de o mașină, ia să vedem noi mașina aici, Mansory G63. Holy shit, top car RSQ. Oh, mamă, dar ce interesant arată vă și meniul ăsta, vă chiar îmi place. V-am văzut pe mai multe servere acum, nu vreau să vă mint, că s-au adăugat tot felul de chestii de genul care sincer modernizează super, super mult servere și vreau să o spun neapărat, mă, băi și fete, să băgați cum ar veni pe toate serverele chestiile acestea, pentru că chiar dă un upgrade super, super mare pe baza de 5M. Uite, avem și planurile de VIP, bă, super, super tare. Uite, și facțiuni, dar sunt în dezvoltare. Bine, serverul acum o să beneficieze de o grămadă de update-uri, mă, băi și fete, și vreau să vă spun că este și un giveaway activ pe Discord-ul băieților cu următoarele premii, un PaySafe card și un PayPal în valoare de 25 de euro și 3 nitro și încă 3 nitro clasic. Deci, mă, băi și fete, vă puteți acolo înscrie la giveaway-ul celor de la Ground România pe Discord de la acestora. Deci, mă, băi și fete, haideți să ne continuăm noi treaba și să mergem aici la primărie frumos ca să ne facem aici buletinul. Am plătit 1000 de dolari pentru buletin, am făcut poză și tot ce trebuie și acum avem și buletinul nostru și acum ia să vedem noi pasul 2. Bă, îmi place sincer să vă zic că ne dă aici toate pasurile cum ar veni unul lângă altul, așa că hai să
mergem și la școala de șofer, mai exact școala auto, pentru că muzica este destul de interesant încă cu voice chat, de aceste lucruri super tare. Scrieți până acum cum vi se pare MOB și fete serverul, pentru că mie mi se pare destul de interesant cum am făcut băieții acest server și mi se pare destul de interactiv. Voi când vă conectați pe server o să primiți 250.000 de dolari bani cash și cu siguranță o să vă puteți cumpăra acolo o mașină destul de interesantă pentru început, bineînțeles nu un Bugatti, pentru că, na, economia serverului este foarte, foarte echilibrată și eu zic că chiar merită acolo o atenție să vedeți puțin cum este. Ok, haideți că am ajuns. Este aici, o să ne lăsăm mașina. Perfect, și acum am fost penalizat și cu 300 de dolari pentru că nu am parcat-o în zona de rent. Eu era puțin mai acolo, mai în față, dar nu este asta mare problemă. Așa că, mă, băi și fete, haideți să ne alegem examenul. Mai exact, teorie A, teorie B și teorie C. Nu știu exact cum sunt acestea, dar ia. Când ajungi într-o intersecție, cum procedezi? Cred că asta este pentru motor. Este permis consumul de droguri sau alcool în timpul condusului? Nu este permis sub nicio formă. Și am trecut cu punctajul de 100% și acum avem permisul de, cum ar veni, de motor și avem și traseul. Dar aș vrea sincer pentru B să dau. Câte persoane avem voie să transportăm? Cred că aici sunt 6 persoane. În categoria B am trecut, mă, băi și fete, cu punctajul de 91%. Și acum ia să vedem noi traseul. Pornește de motorul. B. Ok. Urcă pe rampă. Ia mă, să urcăm aici. Parchează cu spatele. Ok, cred că acum trebuie să dau eu cu spatele așa. Așa că nu știu de ce mi-apare permisul acolo, dar sper acum să nu vă... Oh, fuck, stați așa că am greșit, trebuia să mă urc pe acolo. Am înțeles. Este asta o mare problemă. Așa frumos. Să mergem noi așa. Aici cu spatele. Parchează lateral. Ok. Băi, interesant, bro. Chiar e foarte, foarte tare. Parchează lateral cu spatele. Uite și acolo domnul instructor. Părăsește zona de manevră. Mergi pe strada principală. Ok, deci acum am dat noi cumva testul acolo. Oprește la trecerea de pietoni. În poligon, cum ar veni, și acum ieșim noi pe străzile publice. Mă vreau ce tare. Uite și acum avem o, cum se cheamă, plimbare liberă prin oraș de 2 km, dar nu trebuie să depășim noi 70 de km la oră. Și apoi va trebui să ne întoarcem la școala de șoferi. Am înțeles. Du-te înapoi la școala de șoferi. Să vedem noi, cred că trebuie să ne lăsăm noi vehiculul aici. Perfect, și acum am făcut permisul. Avem și noi permisul aici de conducere. Ia uite-l. Bun, mă, băi și fete, deci am făcut aici frumos... Și școala de șofer, nu știu exact, cred că a patrulea pas era să ne îmbrăcăm, dar eu zic, mă, băi și fete, să mergem direct la jobul de pescar să vedem cum este. Așa că, mă, băi și fete, cum am zis, haideți să dăm pe să, mamă, cum arată și ăsta, bro, what the fuck e asta așa, mapă, ok, loc de pescuit, dați așa puțin că trebuie noi să mergem cumva la pescărie, cred că aici sau... Cred că aici putem noi să ne luăm undița și tot ce trebuie. Haideți să dăm un ochi până acolo să vedem și cum este jobul de pescar. Ok, mă, băi și fete, am ajuns la destinația cea bună, mă, băi și fete, și avem aici pescărie. Așa că cum o să facem? De fapt, stați așa pe mază, să vedem puțin tutorialul, cum am spus. Deci avem pescar. Hai să vedem puțin ce trebuie noi să ne luăm. Deci market, cumpără. Asigură-te că ambele au același rang sau nivel de dificultate. Undiță, okay. Ok. Navighează către categoria locuri. Apasă tasta G pentru în inventar și asigură-te că undița și momeala sunt în inventar și apoi plasează-le pe sloturile corespunzătoare. Apasă tasta G pentru a începe pescuitul. După un scurt timp, va apărea un joculeț pe ecran pe care îl vei controla cu ajutorul săgeței de sus de pe tastatură. Ok, interesant. Continuă să menții dreptunghiul în interiorul peștelui până când vei prinde peștele cu succes. Bun, am înțeles ideea. Ok, perfect. Deci, cum va trebui noi să mergem aici la pescărie, cumpărăm și o să avem undița care este 500 de dolari. O să o dăgăm aici frumos în coș și o să ne luăm și momeala, o să ne luăm mai multe momeli. După care o să mergem aici la coșul nostru de cumpărături. Și o să dăm plătește cash și am cumpărat. Și acum avem aici locurile, mai exact 3 locuri, dar noi acum nu avem experiență, va trebui să mergem la aceasta cu o steluță, așa că hai să-i dăm setează în GPS și să mergem la locația respectivă ca să prindem pește. Ok, și acum va trebui noi să coborăm aici frumos jos și de pe ei să punem sloturile cumva aici, o să punem, stați așa puțin, o să punem ăsta pe 1 și acum ne punem undița în mână. Ok, și avem undița frumos și acum, mă, băi și fete, hai să aruncăm undița de pe tasta G. Mamă, am sărit în apă, e bine.
Hai că am făcut treabă. Da, mă băiesc, ca să vă zic așa, ca ideea ați văzut și voi, eu o să vă apar acolo meniul acela și o să vă, cum să zic, o să prindeți peștele. Este puțin complicat pentru că trebuie cumva să nimeriți peștele în chenarul respectiv. Oricum, mă băiești fete, ce pot să vă zic, cam acesta a fost serverul Crown România, nu știu dacă vi se aude cânile pe fundal sau nu, chiar pare extrem de rău. Deci, mă băiești fete, aveți toate detaliile și cu toate pasurile și tot și la toate joburile pe care doriți voi să le faceți. Tutoriale și tot ce trebuie. Deci, mă băiești fete, ce pot să vă mai zic? Acesta a fost serverul Ground România Roleplay. Mie, sincer, a plăcut extrem de mult cum este serverul. Deci, numele meu a fost Fepsor de Cav. Vă mulțumesc din suflet pentru vizionare. Vă salut. Pa, pa.